practic în sportul de la 3 ani jumătate. Doamna profesoară de la grădiniță m-a selectat pentru clubul sportiv să practic gimnastică de performanță și să fac parte din echipa lor. Am ajuns la clubul sportiv, la CSM Arad, unde acolo am fost pregătită de alți antrenori. De la o vârstă fragedă, cum zicea colega mea, că a început de la 3 ani jumătate, te maturizezi mult mai repede, ești limitat, nu mai ai copilărie. Deci nu mai ai copilărie. Ca sportiv de performanță, copilăria ta s-a dus. Nu te poți juca, nu te poți... Nu, doar antrenament, acasă, școală și atât. Am fost la Palatul Copiilor la început, am făcut aerobic o perioadă scurtă, apoi doamna de acolo m-a propus să merg la performanță, la gimnastică de performanță. A văzut că am mobilitate bună, forță bună în timp și nu eram pentru dans, cum se face aerobicul pe muzică. Eram mai ambițios, vreau altele. Antrenament de performanță am făcut în Arad, la club la CSM, apoi la CSS, Clubul Sportiv Școlar din Arad, cu domnul Eugen Cățean, timp de 7 ani aici și 7 ani la Bistrița, la Lot Olimpic. Practic fotbal, echipa în viața mea are un rol foarte important, îmi oferă încredere, suportul care am nevoie, pentru că în fotbal ai momente și bune și grele, îmi oferă sprijin. Pentru mine echipa e, pot să zic așa, a doua familie. Am ajuns la Deva, acolo am dat de o altă echipă, de alți antrenori, am avut un program fix, totuși fără părinți, la acea vârstă n-a fost ușor, dar pentru performanță se fac multe sacrificii. Aveam două antrenamente pe zi, pe lângă antrenamente totuși mă ocupam și de școală și timpul liber mai puțin, dar totuși era. Programul era foarte strict, mâncarea cu porția, antrenamente două pe zi, câte 3-4 ore, de dimineață de la 7 la 10 și de după masă de la 4 la 7 jumătate. În primul rând trebuie să te ferești de accidentări, pentru că dacă te-ai accidentat, tot sezonul de competiții și tot s-a dus și atunci trebuie să te pregătești pentru sezonul următor și oricum accidentările se adună și la un moment dat o să provoci o ruptură, poate în unele cazuri nu o să mai poți să practici din cauza accidentărilor. Îmi place sportul, practic sport. Vreau ca mai multe persoane să practice sport. Vreau să ajung profesor, dacă nu antrenor, dacă nu instructor, orice ține de sport. Costurile variază în funcție de ramura care ți-ai ales-o, depinde de tine ca și sportiv, de nivelul la care ești, dacă ești începător, părinții trebuie să investească în tine, pentru că nu chiar așa de la început nu se poate. Poate de la anumite performanțe încolo vei fi sponsorită. Costurile au fost suportate în mare parte de către părinți. O scurtă perioadă am avut și indemnizație de la clubul unde am activat, iar apoi am rămas pe cont propriu. La un anumit nivel de performanță, costurile sunt suportate și de sponsori și de alte organizații. Un sportiv se poate pregăti în cluburi din oraș sau cât de cât apropiate, dar la anumite performanțe se poate ajunge și la Lot Olimpic, unde acolo sunt cei mai buni sportivi adunați pentru competițiile mai importante. Un sportiv, după ce și-a încheiat cariera, are două opțiuni. Ori continuă pe aceeași ramură, poate ajunge un antrenor, un instructor, depinde de specific, sau poate are alte hobby-uri și ar vrea să încerce altceva, alegerea fiecăruia. Cei mai mulți sportivi, dacă vor să continue în domeniu, vin la facultatea de educație fizică, continuă cu școala de antrenori și își pot înființa, de ce nu, un club al lor sportiv. Ca să devină sportiv, totuși sunt câteva calități care ar trebui să le ai, e nevoie de foarte multă răbdare, de perseverență, să-ți dorești, să ajungi la niște performanțe, să-ți atingi scopurile. Un tânăr care dorește să ajungă un sportiv de performanță, în primul rând trebuie să aibă motivație și încredere în sine. Trebuie să știe să abține de la anumite lucruri, iar odată
ajuns la un nivel, cel mai greu este să te menții. Mare avantaj cred că este modul de viață care ți-l formezi, te face să fii mai, să cunoști mai bine oamenii, să fii mai ambițios, mai doritor să ajungi undeva. Sunt medicamente, de exemplu, paracetamolul, are substanțe interzise. Este dopant, are substanțe care sunt substanțe interzise și atunci tu ca sportiv iei paracetamol pentru o simplă răceală și de fapt pentru sportul tău este dăunător. Anturajele în performanță sunt fatale pentru că tu ca performer, ca sportiv, nu ai voie să faci foarte multe lucruri. Viața de sportiv este limitată. Sport și atât. O întâmplare haioasă ar fi... Am nimerit într-o zi singuri în sală, ne-am mai prostit, n-am făcut poate tot ce trebuia, ne-am mai urcat pe aparate și neștiind cum stă treaba cu magneziu, apa, mierea, așa ne-am urcat pe paralel și am alunecat și n-a ieșit bine, chiar frumos, dar bine, până la urmă a fost amuzant că a urât toată lumea. Avantajele practicării unui sport sunt destul de multe. În primul rând, te duce la o maturitate destul de avansată, te învață să gândești mult mai profund, să înțelegi cum stă treaba, despre ce este vorba, te învață să alegi ceea ce e bine pentru tine. Un cuvânt cu care aș putea să asociez cariera sportivă ar fi performanța sau dorința de a ajunge unde îți dorești. Performanță cu spirit de echipă, cu colegi, anturaj.